Directorul General al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri a dezvăluit cele cinci mari probleme care creează ambuteiaje pe drumul european E583 și, în special, în orașul Podului Unde Am depistat cinci puncte care uh, creau aceste Blocaj. blocaje în trafic. Unul este la trecerea de cale ferată, unde încetineau mașinile și se forma o coadă. A doua era la intersecția cu drumul județean Ierbi, care merge spre și al treilea da. și cel mai important era de la pod, unde se sugruma și se ajungea Disparate la două, banale, la două pe benzi, sens, da. da. Apoi erau cele două treceri de, piet de pietoni succesive, una după alta. A cincea problemă o reprezintă tirurile parcate în fața unui restaurant din oraș, una dintre benzile de circulație fiind complet blocată. În urma studiului efectuat anul trecut, după identificarea problemelor, s-a trecut la soluții alternative de fluidizarea traficului. Trecerea peste calea ferată a fost uh, rezolvată de către le-am dat aviză, au schimbat provizorii au pus acum de beton, dale de beton, uh -huh. acolo trebuie să pună din cauciuc, nu? Din cauciuc cu inserție metalică. Covarele de cauciuc vor fi montate imediat ce vremea va permite. Îngustarea drumului imediat după trecerea de cale ferată nu poate fi rezolvată decât prin exproprieri, ceea ce nu este recomandat. La intersecție am făcut, va fi o bandă de stocaj. Intersecția cu ierbiceni. Intersecția cu ierbiceni va fi o bandă de stocaj care pentru virajul la stânga când vii dinspre Budăi Așa, deci dacă ieși din podul și vrei, vrei să faci stânga spre Te Deci pe banda de stocaj, iar cei care merg spre ea trec pe lângă tine nu mai sunt. Nevoie să stea în spatele Foarte, bun. În spatele Foarte bun Semaforizarea inteligentă este o soluție Imediată pentru o mai bună circulație A autovehiculelor Semafoarele sunt achiziționate Programul de calculator este realizat De o firmă ieșeană și urmează să fie Pusă în practică în câteva săptămâni Dar prin programul național de redresare Și reziliență vor fi accesate Fonduri pentru o soluție mai elegantă Avem un pasaj subteran La mijlocul parcului pentru pietoni bun. Cu lift și cu scară rolantă și sperăm să desființăm cele două treceri de Ar fi. pietoni. Și problema tirurilor parcate are o soluție. Conducerea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri a discutat cu reprezentanții primăriei Podui Loaiei, cu cei ai poliției locale și cu cei de la serviciul rutier pentru sancționarea celor care opresc în acea zonă. Toate măsurile vor duce la o scădere a timpului de traversare a orașului. Calculele arată că localitatea va fi străbătută în 10-12 minute.